Abia după ce am văzut un video de-a lui Mehdi Shadakdar, sau ElectroBoom, cum știu youtuberii, mi-a venit brusc curiozitatea de a căuta cam câte forme de energie liberă există în lumea asta, dar mai ales câte moduri de a o produce. Surpriza a fost maximă când am realizat că o viață întreagă am trăit în minciună și am plătit ca prostul factorile la Enel. Fără intenția de a reproduce filmul canadianului, am luat și eu la rând majoritatea acestor metode, nu de altă, dar hidrocentrala de la porțile de fier nu prea mai funcționează și mi-am zis că nu le-aș face chiar concurență neloială. Despre energia undelor sonore, parcă să zic că auzisem eu ceva prin școală, însă profesorul meu de fizică sunt convins că făcea parte dintre iluminatii și n-a vrut să ne zică mai multe. Aici am replicat experimentul unui inventator de prin India și se pare că difuzorul pe care îl vedeți poate colecta toată această energie și o transformă în energie electrică ce aprinde becul fluorescent. Nu prea înțeleg eu de ce ținea el difuzorul cu membrana în jos, dar bănuiesc că ori ar fi, ar fi colectat prea multe sunete și ardea becul, ori a vrut pur și simplu să mai lase ceva zgomote să și scape. Anyway, foarte tare! Cum această energie liberă se pare că în principal se ascunde în interacțiunile cu câmpul magnetic, același inventator ne învață și cum putem folosi un magnet de difuzor în acest scop. Bănuiesc că acest magnet l a obținut chiar de la difuzorul anterior, ce s-a supraîncărcat cu energie și s-a ars din greșa, când din greșeală a strănutat în apropierea lui. Cât să suporte și cuprul acela e mai lat de 0,1 mm diametru. Ce mă depășește însă puțin este motivul pentru care bobina a legat-o la electrozii centrale ai bujiilor, în timp ce becul este legat la cei de masă. Dar cine știe, ori căile domnului chiar sunt încurcate, ori în Indie, izolatorii ceramici conduc foarte bine curentul. Cert este că n-am înțeles foarte bine. Dar să nu încercați să crede că vă păcălesc cumva. Am aici un alt model, perfect funcțional de altfel, al unui alt inventator cam de prin aceeași zonă, ce aprinde de data aceasta un bec LED. După cum vedeți, chiar funcționează, iar becul meu are 10 W. Trebuie observat însă că mișcarea trebuie musai să fie lentă, nici de cum așa cum spunea luzărul de Faraday. Vă dați seama câtă energie rosesc toți acești hoței noștri în transformatoare, încercând să schimbe sensul curentului de 50 de ori într-o secundă? Să nu vă închipuiți însă că această energie liberă este disponibilă doar pentru iluminare. Iluminare iluminati. Vedeți legătura? Ei bine, aici un inventator american de data aceasta a implementat metoda în electronică și a adăugat circuitului o serie de componente active și pasive. Nu a spus de ce, dar cred că în scopul de a stabiliza cumva această tensiune și pentru a nu păți ce i s-a întâmplat indianului când a strănutat lângă difuzor. Anyway, de această dată ne este oferită inclusiv funcționarea circuitului ce oscilează la câteva sute de megaherți. Și se încarcă o singură dată din bateria de 9V. Mă nedumerește puțin cum dioda aceea lasă să treacă alternanța pozitivă de la catod spre anod, dar poate că așa este în Statele Unite. Nu măsoară ei totul altfel? Inci, Fahrenheit, galoane, etc. Na. Acolo cred că și electronii sunt de fapt pozitivi. Cine mai știe? Sau poate a avut doar emoții. Nu este atât de simplu să vorbești în fața atâtor fizicieni. Tot la capitolul lucru mecanic, aici un alt geniu reușește să transforme câmpul magnetic permanent în unul semi-permanent pentru a pune în mișcare un cooler de calculator. Nu vrea să ne spună cum se întâmplă lucrurile, dar cred că este ca la manicură. Dacă există o bojă permanentă, de ce nu ar exista și semi-permanentă, nu? Explicația mea este că magneții de pe rotor își schimbă brusc natura pe măsură ce se îndepărtează de mână, trecând din neodimium în policarbonat sau, nu știu, whatever, ceva asemănător, până când ajung iarăși în preajma magneților externi și redevin și ei din nou magneți. Aici putem observa că puterea exemplului funcționează până și în fizică. Oricum, frumoasă planșa de pe masă. Chiar și fără explicații, Experimentul funcționează perfect, după cum vedeți, și chiar mă gândesc la un ventilator pentru grătar, doar că va trebui să am grijă pe unde așez magneții externi să nu-mi atragă furculițele. Știu, știu, lumea este plină de cârcotași care vin cu tot felul de explicații, spre exemplu cum că pământul ar fi rotund, iar în aceste cazuri aruncă cu noroi impregnat cu diverse formule și mărimi fizice. Niște mitocani. Inventatorul de aici, chiar dacă are o ușoară problemă cu topica limbii lui Shakespeare, s-a concentrat însă pe energia liberă din surse sustenabile. Vă dați seama cât este tare? Asta este chiar cu adevărat next level. El extrage de această dată energie din cartofi și nu oricum, ci din doi cartofi independenți. mcdonalds ar da pe spate dacă ar afla că pot în orice moment lua locul centralii de la Fukushima, iar o potențială explozie nu ar face altceva decât să umple lumea de chipsuri. În fine, Partea mai interesantă este că tensiunea produsă în acest caz chiar este de putere mare dacă poate aprinde un bec cu filament, nu-i așa? Intuiția îmi spune că aici cei doi cartofi funcționează ca un fel de antene de energie liberă, de aceea vă rog să nu râdeți de cartofii mei, dar m-am gândit că niște extra antene nu strică niciodată. Aici cred că un cartof emite electroni, iar celălalt îi absoarbe, sau poate nu întâmplător le zice solanum tuberosum. Poate că ei sunt de fapt niște tuburi care absorb lumina direct din soare și o transmit becului. Hello! Este cineva plecat cu sorcova pe aici? Ați jucat și 0 la orele de fizică? Dacă energia aia ar fi atât de liberă încât este la îndemâna oricărui repetent, atunci de ce dracu mai defrișăm păduri, cercetăm fuziunea nucleară și construim eoliene și hidrocentrale? De plictiseală? Cum dracu s-a 240 de volți la o putere de 40 de W din doi cartofi? Nu zice nimeni că acidul fosforic conținut de către aceștia nu este un bun electrolit pentru a obține o tensiune de circa 0,8 V din 2 electrozi, unul de cupru și unul de zinc, însă trebuie musai înfipți în același cartof, nu unul la ploiești și unul la pitești și nu două holșuruburi. Iar curentul este atât de mic încât abia aprinde un LED obosit. Pentru cine nu știe, în cazul de față, dacă filmezi în Full HD, iar cadrul filmat are o dimensiune fizică de circa 30 pe 50 cm cu aproximație, senzorul optic nu mai poate distinge, distinge un detaliu de 0,1 mm, iar firele care alimentează becul meu liber, de altfel, chiar de 0,1 mm sunt. Nu le sperie foarte tare curentul pentru că, de această, pentru că la această lungime suportă circa 250 de mA, iar ele sunt traversate de doar 180. De acolo vine energia mea liberă. Din priză, 24 de milioane de vizualizări. Pe bune! De acord că undele sonore transportă energie mecanică care fac să vibreze bobina unui difuzor și astfel în câmpul magnetic o transformă în electricitate. Așa funcționau primele microfoane. Dar o șoaptă nu transportă 40 de juli pe secundă nici dacă vine de la soacrăta. Celor care nu le ies calculele, folosiți-vă log, logica inversă. Dacă un amplificator audio alimentat la rețea produce 40 de W și dat la maxim face un balamoc de teuș pe pereți. În condiții cu totul și cu totul ideale, dar și la fel de absurde, nu același balamuc ar trebui să genereze o putere electrică de 40 de W? Circul de față însă nu are nicio legătură cu undele sonore și nici n-ar avea cum, pentru că ascult circuita bobina difuzorului cu dita mai sârma. Are legătură cu o bobină Tesla, precum ce a descris într-un alt film făcut de mine, care se află sub masă. Când apropia magnetul de bujile alea vai de mama lor, apăsa cu piciorul un întrerupător și alimenta bobina Tesla. Câmpul electric produs de către aceasta ioniza gazul din tubul fluorescent, făcându-l să lumineze. Atât de simplu. La becul cu LED nu mai merge figura cu câmpul electric, însă acolo explicația nu mai este în afara, ci înăuntru becului. Cum spațiu este suficient, a demontat becul, iar în interiorul acestuia a pus o baterie înseriată cu un LED. Acest LED se aprinde scurcircuitând bornele becului. Eu aici am făcut chiar și un senzor de umiditate, deci un simplu contact cu pielea este suficient pentru a-l aprinde. Modul în care păcăliciul îl aprindea este extern însă și se numește releu RID, care nu este altceva decât o pereche de contacte cu una dintre lamele ferromagnetică. Când îl aduci în câmp magnetic, una dintre lamele, cea care este feromagnetică, se mișcă și se lipește de cealaltă. De asta se mișcă încet inventatorul, să găsească poziția, pentru că odată ce a trecut cu magnetul de releu, la revedere cu contactul. Figura cu motorul m-a cel mai tare, dar nu pentru motorul în sine, ci pentru explicația funcționării și pentru modul în care s-a chinuit săracul să cositorească colectorul tranzistorului de putere când el este făcut pentru a fi fixat cu un șurub. Delir electronic a fost însă toată explicația. Anyway, fără nicio legătură cu ciotul de magnet lipid, cu hot glue de bobină sau cu pumnul de piese aruncate de avalma, motorul acela mergea pentru că în carcasa unuia mai mare a introdus un altul mai mic, și două baterii de 3V de tip monedă. Când îi circuitezi bornele celui mai mare, de fapt îl alimentezi pe cel mic de la bateriile interne. Dacă vreți să vă jucați cu nervii prietenilor, am mai pus aici un film cu modul în care pot fi construite cele două jucării, atât becul cât și motorul. Coolerul pus în mișcare cu ajutorul magneților este de-a dreptul penibil, dar l-am lăsat aici pentru că și de astea am găsit cu duiumul. Pe spatele ventilatorului a lipit o baterie de 12V, înseriată cu același releu de mai devreme. Singura legătură cu magneții de pe pale este că releul trebuie să fie suficient de departe pentru a nu a fi acționat chiar de către aceștia. Dar cam atât. Ce nu înțeleg eu este cum naiba unii oameni cu spirit tehnic, chiar dacă doar niște găinari, se prostituează în așa hal încât să publice astfel de prostii doar pentru niște vizualizări. Pentru că una este să greșești un raționament și cu totul altceva să mănânci whatever și, da, și de la cap la coadă. Dar căutând tot felul de bălării de felul acesta, Acum la final vă mai pun ceva de Hall of Fame. Mutra băiatului ăsta și faptul că face astfel de circ la colțul casei și bătându-se de muște, face toți banii. Să mor de nu mi-aduc aminte de poantele alea de pe Facebook cu acceleratorul de particule de la vas lui, în care apărea un dita mai cazanul de țuică. Exact ăsta lipsește din imagini. Vă dați seama că toți ăștia au făcut câteva zeci de milioane de oameni să consume zeci de megavați căscând gura la ei și sperând să producă ceva din nimic? Păstrați-vă în permanență o doză mică de suspiciune cu privire la toate explicațiile pe care le vedeți și una cât mai mare de curiozitate pentru că doar aceasta din urmă vă va putea face mai deștepți. So, use your brain. It's free. Succes! Dacă v-a plăcut, vă invit să vă abonați și veți primi notificări de fiecare dată când voi încărca filme noi. De asemenea, aștept orice fel de comentarii, sugestii sau întrebări, iar un share este oricând binevenit. Mulțumesc!